Intră banii pe cardurile sociale de alimente. Data când este virată noua tranșă de 250 de lei. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Căciu, vine cu vești bune. El spune că milioane de români vor beneficia în octombrie de o nouă tranșă de 250 lei pentru cumpărarea de alimente. Adrian Căciu a informat recent că românii vor beneficia în luna octombrie de o nouă tranșă de 250 lei pentru cumpărarea de alimente. Potrivit ministrului, peste 2,6 milioane de români beneficiază de etichete sociale. Românii vor beneficia de o nouă tranșă de 250 lei pentru cumpărarea de alimente. Ministrul investițiilor și proiectelor europene a spus și că încărcarea etichetelor sociale va începe din ziua de 15 octombrie. Amintim că aceste carduri pot fi utilizate pentru alimente sau pentru mese calde. Trebuie îndeplinite mai multe condiții pentru a beneficia de acest ajutor. Banii sunt acordați de guvern persoanelor încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, copii sau adulți. Veniturile lunare proprii realizate trebuie să fie mai mici sau egale cu 2210 lei. Mai mulți românii vor beneficia de acest ajutor. Mai mulți românii vor beneficia de acest ajutor. De exemplu, se încadrează pentru a primi acest ajutor următoarele familii. Familiile cu cel puțin două copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei. Familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile legii NR 196-2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare la rândul lor, vor primi ajutorul de stat și pensionarii sistemului public de pensii. Pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2210 lei, dar și persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare. Mai mulți pensionari au reclamat că nu le-au mai fost încărcate cardurile. Amintim că mai mulți pensionari au reclamat către Casa Județeană de Pensii Vaslui și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială Vaslui că, de câteva luni, nu le-au mai fost încărcate cardurile pentru alimente și mese calde. Reprezentanții celor două instituții au explicat că această problemă a apărut pentru că pensionarii au venituri suplimentare, care sunt luate în considerare, cum ar fi închirierea de proprietăți, dobânzile, dividendele și câștigurile de la jocurile de noroc.